Doi polițiști din Deta, județul Timiș, au rămas fără certificatele de înmatriculare a mașinilor personale. Totul după un control la care au fost supuși chiar de colegii lor și după ce au fost chemați la serviciu din timpul liber. Colega noastră, Andreea Borboros, ne spune de ce s-a ajuns la această decizie. Bun găsit tuturor! Totul a început după ce șeful poliției din Deta a decis să-i cheme pe subalternii săi la sediul poliției, deși unii dintre ei se aflau în afara orelor de serviciu, însă nu oricum, ci cu mașina personală. Odată ajunși la fața locului, angajații au fost nevoiți să arate documentele autoturismelor personale, dacă au asigurări RCA, dar și ITP-ul valabil. Nu mică a fost mirarea șefului de poliție din Deta atunci când a descoperit faptul că doi dintre subalternii săi, mai exact, un polițist de la rutieră și unul de la ordine publică, aveau asigurarea RCA expirată de mai bine de o lună. Cei doi s-au ales fără numerele de înmatriculare și le-a fost pusă în vedere rezolvarea situației cât mai rapide. În ceea ce privește însă amenda, ei bine, șeful poliției din Deta a fost indulgent cu ei, aplicându-le acestora doar un avertisment.